stimate telespectatoare, stimați telespectatori, vă salut de aici din Cluj-Napoca, din studioul Credo TV, de unde ne-am obișnuit să transmitem emisiunea Pentru Noi Femeile. Invitata noastră de astăzi este o doamnă din România care trăiește în Statele Unite, în North Carolina, de aproape 30 de ani. Dânsa poposește în România în fiecare an, pentru că, deși locuiește departe de patria natală, poartă România în suflet și mai ales o dorință pentru a crește spiritual femeile din țară. Bine ați venit, doamna Aurelia Gabor! Mulțumesc foarte frumos, îți mulțumesc, Rodica! Mă bucur să fiu din nou la o emisiune împreună cu tine și împreună, bineînțeles, cu telespectatoarele. Ai menționat ceva acolo și anume ai spus că vin pentru lucrările cu femeile. Da, este foarte adevărat. Femeile au un loc special în inima mea și întotdeauna am avut o preocupare specială pentru lucrarea cu femeile. De ce? O întrebare foarte interesantă. De ce oare? Pentru că, într-adevăr, lucrarea cu femeile, în special în bisericile noastre, pe perioada și în vremea când eu am plecat din România, asta fiind în 86, aș putea să spun că era inexistentă. După ce am ajuns în America, la fel m-a preocupat lucrul ăsta pentru că am remarcat că lucrarea cu femeile avea anumite impedimente și am stat întotdeauna să mă întreb de ce. Suntem noi de vină, sunt alții, privesc cumva lucrarea suspicios, care este problema? Și încercând să merg așa înainte, să zic așa, la a afla toate dedesubturile astea, a început în viața mea o adevărată lucrare, așa cum ai menționat, cu femeile. Mă bucur că sunteți aici și aș vrea să adaug la prezentarea mea puțin dezordonată de data aceasta, dar nădăjduiesc că multe telespectatoare deja vă cunosc din edițiile anterioare. Vreau să precizez că doamna Aurelia Gabor este editoarea revistei De sub finicul de Borei, revistă care altădată era Buletinul surorilor Biserica din Portland, dar de fapt o revistă a româncelor din diaspora, mai ales cea din America. Revistă care circulă și la noi în România, în chiar multe exemplare și tipărite, dar și pe e-mail. De asemenea, înțeleg preocuparea pentru femei și din profilul profesional al doamnei Aurelia Gabor, pentru că dânsa are un master în consiliere creștină. Și noi femeile purtăm adesea multe poveri, avem nevoie de vindecare și sunt sigură că Dumnezeu a pregătit-o în mod special pentru aceste lucrări. Așa că abia aștept să vă aud cum s-a născut dorința dumneavoastră. Ați văzut că nu era, dar cum v-ați dat seama că ar trebui să fie o lucrare cu femeile? Bună întrebare! Probabil afirmația pe care o să o fac acum va surprinde pe foarte multe telespectatoare, poate și pe cei care vor asculta pe bărbați. În anii 80, când încă mă aflam în România, este interesant să spun că lucrarea mea cu femeile a început de atunci și toată lumea probabil va zice cum așa, că atunci nu exista așa ceva, nici măcar noțiunea. Ei, într-una din emisiunile anterioare a menționat faptul că soțul meu a fost implicat într-un underground, într-o educație biblică ilegală în perioada respectivă. Și interesant mi s-a părut că cei care au organizat această educație biblică pentru bărbați au avut în vedere și pe soțiile lor. Și tot așa, în mod absolut ilegal, că așa era în timpul ăla, s-au introdus exemplare foarte, foarte, foarte puține din anumite cărți de instruire care priveau femeile, familia, educația copiilor creștină, bineînțeles, și așa mai departe. Prima carte care mi-a căzut în mână, tot prin rețeaua aceasta de ilegală, a fost o carte la ora ilegală respectivă. Ilegală pentru că era interzisă de lege. Era interzisă de lege. Deci interzisă de lege. De asta vorbesc. Da, probabil și pentru telespectatori e bine să știe lucrul ăsta.
pentru că, într-adevăr, eu menționez cuvântul ăsta ilegal, pentru că în timpul acela, din punct de vedere al orânduirii de atunci, activitățile noastre erau absolut ilegale. Aici vreau să vă corectez cu ceea ce zice Scriptura când menționează roada Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea. Zice, împotriva acestor lucruri nu există lege. Dar uite că unele legi s-au ridicat până acolo încât să interzică bunele relații dintre oameni, cercetarea cuvântului. E și atunci, chiar dacă era ilegală, era o activitate foarte bună. Și pentru cei care n-au trăit atunci, e bine nu de subliniat. E bine să știe, da. Din punct de vedere al politicii, atunci eram, cum spun americanii, politically incorrect. Dar am fost corect din punct de vedere al legii lui Dumnezeu și a Scripturii. Deci, în cadrul activității respective, am primit prima carte, o carte în limba franceză. Sinceră să fiu, nici nu mai știu în franceză cum îi suna numele, dar am găsit-o mai târziu, am găsit-o în limba engleză. Este cartea lui Billy Graham, My Answer, adică răspunsul meu. Și ce conținea această carte? Conținea selecționat foarte frumos și foarte bine aranjat diferite răspunsuri la diferite întrebări pe care americanii le-au adresat lui Billy Graham. Și el, după ce a dat răspunsuri aici, colo, așa, mă rog, în diferite ocazii, instanțe, a selecționat aceste răspunsuri în funcție de răspunsuri de relații părinți-copii, relații soț-soție, depresii spirituale, știu eu câte probleme de familie, o serie întreagă de lucruri care foarte bine erau selecționate. Cartea era foarte mică, să zic, poate era tot cam așa ceva, scrisă tare, tare mărunt și în limba franceză. Pe atunci, niciodată nu făcusem engleză la viața mea și nici nu mă gândeam la limba engleză, dar știam franceza foarte bine. A fost o carte de 300 și vreo 30 de pagini și am tradus-o în limba română. Am tradus-o eu singură. Și îmi amintesc că ineditul acestei cărți a constat exact în faptul că, dacă vă imaginați sau nu, am scris-o de mână cu pixul, o carte întreagă. În, cum zic, grupul de americani care s-a ocupat de educația asta biblică a bărbaților ne-a avut și pe noi în vedere. Și atunci ne-a spus așa, voi soțiilor, acelor care participă la cursurile astea, aveți și voi obligațiile voastre și anume încercați să vă găsiți și voi câte un grup de femei cu care să încercați să discutați subiecte care vi se par, vi le spun soții voștri sau așa. Eu, având cartea aceea la dispoziție, traducând-o, având-o deja selecționată pe subiecte, am încercat cu soțiile celor care soțul meu i-a cooptat în grupul lui să fac câteva studii biblice și am observat că lucra foarte bine. Eram, cred că nu eram foarte multe, dar probabil eram vreo 6, vreo 7, așa că era totul, ne țineam să nu, femeii să fim care să știm că nu răsuflăm mai departe. Dar am observat o chestie foarte interesantă în perioada aia. Nu știu, Duhul lui Dumnezeu are un stil de lucru extraordinar și face niște conexii pe care noi nu suntem în stare să le depistăm. M-am trezit exact în perioada respectivă, sper că n-a răsuflat pe niciun de nimica, nu știu, femei din, și surori din biserică, mult mai în vârstă decât mine. Eu aveam cam 38 de ani, atunci 37, după 35 de ani eram oricum. Și multe surori din biserică au venit și au început să-mi adreseze diferite întrebări legate de preocupările care le aveau. Și întrebări care, ele fiind mult mai în vârstă decât mine, m-au surprins, pentru că nu era obiceiul ca femeile mai în vârstă să întrebe pe cele tinere. Din contră, și Scriptura spune că cele mai în vârstă să le învețe pe cele tinere. Dar în felul acesta am reușit să-mi dau seama că Dumnezeu vorbea inimii mele și vorbea despre o lucrare pe care El o pregătea pentru mine încă de atunci. În fine, am plecat din România și printre puținele lucruri care le-am luat cu mine au fost aceste două caiete
în care îmi tradusesem cartea, mi-au luat-o între timp, pentru că cine, trebuia cine să... V-a luat cartea? Păi mi-a luat-o cei care mi-au dat-o, deci nu mi-a luat-o am autoritățile. Crezut că securitatea sau... Nu, deci nu vreau să spun ce nu este. Aveam limită, deci vă dăm materialul ăsta pentru o perioadă, o lună, să zic. Atunci ți-ai scos sufletul din tine și ai făcut tot ce ai putut ca să obții maximum din materialul respectiv. Nu erau asta xeroxuri, nu erau mașini de scris? Nu. Deci asta, de asta am scris-o de mână, cartea asta, mai însă răspunsul meu, cartea lui Billy Graham. Și astăzi, când ți-am menționat într-o discuție anterioară sau între noi, nu mai rețin, că am publicat o rubrică de consiliere spirituală, multe dintre întrebările care s-au pus acolo le-am îmbunătățit și le-am publicat și deci folosesc din nou același material. E uimitor Dumnezeu cum pregătește cu 30 de ani înainte, mi-a pregătit un material pe care îl folosesc acum. Pentru că ai menționat xeroxurile și mașinile de scris așa. După ce am avut cartea asta, am primit un material scris la mașină și anume cartea Lindei Dillow, Partenera creatoare. Așa, de data asta era în limba română. Bineînțeles că am primit un singur exemplar. Mi-a pus cineva în brațe și o mașină de scris, tot ilegal, ca să zic așa, deci eram în afara legii, nu aveai voie să, orice mașină de scris aveai, nici nu aveai voie, dar dacă totuși aveai, trebuia înregistrată la securitate. Deci n-am înregistrat-o, bineînțeles, am ținut-o acasă, aveam casă particulară, mi-am găsit un locușor undeva unde să dea spre, unde aveam numai baia, peretele băii spre vecin, ca să nu mă audă țăcănind, exact, că era mașină din aia tip vechi, nu era electronică sau ceva, bineînțeles. Și în exemplare, cu Indigo, 5 exemplare la mașina de scris, am scris Partenera creatoare toată. Deci asta deja cred că îți va spune că, să spun așa, dorința mea și pasiunea mea s-a născut exact în acea perioadă. Nu vreau să spun că a fost meritul meu, absolut deloc. Am lucrat cu un pic de frică, cu un pic de emoție, dar am știut ce fac, eram în casă numai noi, deci am făcut treaba asta, dar mă gândesc la modul în care Dumnezeu a găsit de cuvință să mă pregătească încă de atunci pentru o lucrare mult mai avansată și mai mare pe care o fac la ora actuală cu femeile. Da. Un pic de frică, un pic de emoție, ați menționat. Da. Și totuși, printre acestea, ați găsit multă energie și multă pasiune. Da. Cum ați descoperit, sau când, atunci sau mai târziu, că de fapt Dumnezeu v-a dat un talent în această privință de a-i învăța pe alții. Da. Cred că și prima facultate a fost filologia și ați fost profesoară, de fapt. Nu, n-am lucrat în învățământ ca și profesoară, am lucrat ca și personal TESA. Dar, într-adevăr, talentul acesta, nu știu, e talent, să-l numesc talent, probabil. Am un gând așa care mi-a venit și l-am înțeles, cred că Duhul lui Dumnezeu mi l-a descoperit, nu pot să spun altceva. Adică, în momentul în care Dumnezeu creează o persoană în pântecele mamei ei, deci momentul creației, este cunoscut de Dumnezeu și știu de Dumnezeu. În momentul acela Dumnezeu știe deja, noi nu știm, noi nu aflăm lucrurile astea decât când vedem copilul. Deja Dumnezeu știe ce păr va avea copilul ăla, ce culoare a părului, ce culoare a pielii, ce anume pune, ce zestre genetică pune în copilul ăla și mai mult decât atât ce planuri are cu persoana respectivă. Și cred că iar mai târziu, când începem să ni se observe calitățile pe care le avem și ceea ce zestrea cu care ne-a dotat Dumnezeu, zestrea genetică, de aici deja urmează activitatea noastră și deciziile noastre. Dorim să o folosim pentru slava Lui sau nu dorim? Ei, exact lucrul acesta s-a întâmplat cu mine. De când am fost copil, m-au interesat foarte mult destinele umane. Foarte mult. Și mi-amintesc că mă uitam așa și destinul meu a fost foarte interesant. Adică
Eu când m-am născut, mama mea era deja văduvă. Și foarte interesant a fost aspectul acesta în viața mea. Mama avea doar 19 ani, tatăl meu a murit la 27 de ani, a avut TBC și a murit. Și el a murit în luna aprilie, exact când au împlinit ei un an de căsătorie, eu m-am născut în luna iulie. Și toată lumea, inclusiv mama, îmi spunea de multe ori, m-am gândit, Doamne, și zice, am strigat către Dumnezeu, Doamne, ok, am înțeles, mi-ai luat soțul, așa, dar de ce o trebuie să am un copil? Puteam să nu am un copil. Și totuși Dumnezeu a găsit cu cale să îmi permită să mă nasc și să permită dezvoltarea mea ulterioară. E foarte adevărat că m-am gândit și eu de multe ori de unde a venit dorința asta, să spun așa. Nu a fost dorința mea și am o convingere. Atâta vreme cât Dumnezeu are un plan cu mine să fac anumite lucruri și spuneam când am plecat din Hicori, cea mai dificilă și cea mai periculoasă, aș spune, rugăciune a cuiva este aceea pe care eu deja am făcut-o înaintea Domnului. Doamne, folosește-mă! Și dacă tu ești sincer când spui, Doamne, folosește-mă, așa cum am fost eu din anii 80, Doamne, folosește-mă, Dumnezeu te va folosi. Că vei decide să dai curs acestei chemări a lui Dumnezeu, este problema ta. Că vei decide să nu-i dai curs, va fi tot problema ta. Deci da, încă de atunci, de când, cum spun, am început cu studiile acestea, că la ulterior le-am lucrat cu grupuri mai mici, așa cum s-a potrivit, că ne feream. Ăsta e adevărul. Ei, a venit timpul și am plecat în America. Deci am vrut să menționez câteva lucruri așa din perioada aceea, pentru că sunt interesante. Nu știu dacă generația actuală va înțelege ce am făcut noi atunci. Erau niște riscuri pe care ți le luai, erau niște acțiuni dificile și periculoase în care intram, dar satisfacția pe care am avut-o în perioada aia, în ceea ce privește relația cu Dumnezeu și în ceea ce privește ceea ce aveam îndemn să facem, a fost, aș putea să spun, n-aș putea spune inegalabilă, dar a fost foarte bună. A venit timpul și am plecat din România și am ajuns, cum am spus, în biserica din Portland, Oregon și am fost primis ca membri acolo și așa cum se dă câte un pic de loc fiecăruia să spună câte ceva, m-a întrebat fratele și pe mine cine ești, sunt cu tare și cu tare, zic, mă cheamă așa și am activat în biserica din Deva. Și fratele Popescu, că el era pastor atunci, Aurel Popescu, a făcut un comentariu care, când am spus așa, nici nu m-am gândit, dar eu, într-adevăr, fusesem activă, nu numai fusesem o membră în biserică. Fusesem activă, a fost o predică pe care am ascultat-o, mi-a plăcut foarte mult, zice, ești mădular sau membru? Ei, eu am fost mădular în biserica din Deva, așa am considerat că Dumnezeu a îngăduit să fiu. Și ajungând acolo, cum spun, conversația asta și după ce fratele Popescu a făcut afirmația asta, m-am gândit, măi, într-adevăr, eu am fost activă în biserica din Deva, ce fac acum? Eram la început și, cum spun, la început în America, primii ani sunt destul de presanți pentru că umbli să-ți faci o bază materială și așa mai departe. E, asta făceam și noi. Dar a existat un moment în care deja a început să ne meargă foarte bine cu business-ul, foarte bine. Trecuseră deja vreo 4 ani, 5 ani, aveam deja angajați, poate nici 5 ani, aveam deja angajați, aveam timp foarte mult liber și, cum să spun, apreciam timpul liber pe care îl aveam, pentru că înainte muncisem foarte mult, de dimineața până seara și e o muncă destul, mai ales că am avut, cum spun, case de bătrâni. N-a fost ușor, dimineața eram sus, făceam toată treaba, în fine, au fost vremuri mai obositoare, dar eram tânără și am făcut față. Ei, a venit timpul când eram, deja aveam timp prea mult și m-am trezit făcând următorul lucru. Nu, n-am locuit în niciuna dintre casele în care aveam business-urile, aveam casa noastră separată.
Și mă trezeam că făceam următorul lucru. Mă sculam târziu, că nu mai trebuia să mă scol de vreme, mă citeam ziarul, mă rugam, făceam eu acolo un pic de studiu biblic puțin ca să acopăr conștiința, citeam ziarul, mă uitam de la 11 la un soap opera din asta, cum îi spuneți voi, telenuvele, care îmi plăcea. Da, așa, un serial. Așa, după aia se termina, mă îmbrăcam, mergeam la business, vedeam ce-i pe acolo, mă întorceam, deci cam asta era, a durat poate, știu, o chestie de câteva luni. Și la un moment dat, totuși mă pișca în timpul ăsta ideea și ziceam, Doamne, mi-ai dat atâta și îți mulțumesc, dar mă simțeam goală. În niciun caz, și asta fac afirmație în dreptul meu cel puțin, realizările materiale niciodată nu vor putea să umple golul interior. Niciodată. Deci asta este ceva foarte evident și nu, nici nu are rost. Cred că mulți, atâtea cazuri de sinucideri printre cei care sunt foarte bogați și cazuri de, mă rog, cum se întâmplă. Deci și eu mă simțeam goală pe dinăuntru și într-o dimineață, spun sincer, am căzut literalmente pe genunchi și am zis, Doamne, fă ceva cu mine, dă-mi de lucru. Asta a fost înainte de revistă. Nu mai pot să stau în felul ăsta. Deci, te rog frumos, mă pun la dispoziția ta, exact rugăciunea periculoasă de care vorbesc, mă pun la dispoziția ta, Doamne. Și Rodica, e un lucru foarte deosebit, foarte interesant, cu sinceritate să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce eu am făcut. Nu cred că au trecut 2 zile, 3 zile, o săptămână e mult spus și n-a trecut atâta. Știi cum au început să curgă ofertele de lucru? Că mă întrebam, că m-ai întrebat cum mi-am descoperit talentele, nici nu știam, Doamne, care o fi și talentul meu. Știam că îmi place să lucrez cu femeile, știam că știu să scriu frumos, că vorba aia am făcut filologie și nu numai, e și un talent născut și așa mai departe. Dar totuși, care este talentul și darul meu și lucrarea în care tu vrei să mă vezi? Așa, dintr-o dată au început să curgă. M-a sunat un frate care avea o revistă, revista Luminătorul din America. Era revista Asociației Baptiste Române, nu a surorilor, a asociației. Și o sora Gabor, hai, scrie ceva și pe noi. De unde s-o fi gândit? M-am mai fi auzit vorbim pe la conferințe. Probabil, nu știu ce să spun, e posibil. Hai, scrie că, uite, n-avem nicio rubrică pentru femei. Ok, cu plăcere, că știam ce l-am rugat pe Dumnezeu, nu? Trece încă o zi, mă sună o soră din area Oregonului, care avea o revistă pentru femei, spunea revista Aisha, o soră foarte scumpă inimii mele, Aurelia, zice, te rog frumos, hai scrie și pentru revista, mi-a deschis o rubrică și am colaborat ani în șir cu revista Aisha. Și uite așa, am ajuns în poziția în săptămâna respectivă de care vorbesc, când să-i spun Domnului, Doamne, te rog, eu acum oprește, te rog, aceste oferte, că nu mai fac față, sunt prea multe. Și în felul acesta am descoperit și, de fapt, consider și la ora actuală, că talentul meu este scrisul. Și cred că fac mult mai bine scriind decât vorbind. Dar, în același timp, Dumnezeu mi-a dat, aș zice, cumva și darul comunicării, deci de a comunica mai departe ceea ce citesc sau scriu sau așa. Și asta este iar un alt aspect. Deci, în felul acesta, mi-am descoperit și a spune, la ora actuală, darul meu este atât al scrisului cât și al comunicatului, a studiilor. Cum ați îndruma pe cineva care probabil acum nu știe ce dar are? Ce să facă? Bună, cum să-și dea seama ce ar trebui să facă pentru Domnul? Și pentru că și atunci când îți știi darul, mai vin descurajări, mai vin unii care spun că o chiar tu te-ai găsit să faci asta, cine ți-o da ție de lucru și așa mai departe. Cunosc toate aceste întrebări și îmi sunt destul de familiare. Cum aș sfătui pe toată lumea să își descopere darul? Uneori îl poți descoperi, cum am zis, prin tine însăți. Rugăciunea este baza pe care aș recomanda-o oricui vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu într-o lucrare. Eu am procedat în felul în care deja am menționat lucrul ăsta și i-am spus Domnului dorința mea și am stat înaintea lui cu toată sinceritatea. Este una dintre metodele pe care o recomand. O
altă metodă. De exemplu, dacă vine cineva la tine și spune, Rodica, așa de mult m-ai mângâiat prin ceea ce ai spus, atunci și atunci și atunci, poți să știi că ai darul mângâierii. Dacă cineva vine la tine și spune, știi cât îți mulțumesc, atunci când am avut cea mai mare nevoie, ai venit și mi-ai adus cutare. Poți să ai darul acesta de a dărui, de a te apropia de cel în nevoie. Poate nu știi să-i vorbești, nu știi să-i spui foarte multe, dar ce, răspunsul pe care îl primești din relațiile pe care le ai este, de fapt, poate fi răspunsul din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu are foarte multe stiluri de a vorbi. Vorbește prin cuvânt, cuvântul poate să-ți vorbească. Îi spui, Doamne, vorbește prin cuvânt. Îți vorbește prin cineva. Îți vorbește și îți spune, cum am spus, prin felul în care cineva îți spune, atunci și atunci și atunci ai avut efectul ăsta asupra mea. Deci, da, sunt câteva metode care, cu siguranță, important însă este să ai urechea spirituală deschisă, ochii spiritual deschiși. Cu mintea nu vei pricepe. Mintea este așa cum este, este foarte bună la multe, dar dacă și mintea spirituală ți-e deschisă, vei afla. Îmi amintesc acum de un verset care mi-e foarte drag și care spune așa, că ochii Domnului sunt deschiși peste tot pământul ca să sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a Lui. A Lui. Și noi știm din Efeseni 2:10 că de fapt Dumnezeu ne pregătește faptele bune dinainte ca să umblăm în ele. Exact. Problema este, cred, cu inima noastră. Că dacă inima noastră nu-i întreagă a Lui, nu beneficiem 100% de sprijinul Domnului. Bineînțeles. Pentru că fiecare, cred, în darul Lui experimentează și greutăți. O da, absolut. Deci lucrarea cu femeile, în mod special, este foarte delicată și foarte discutabilă. Deci astea sunt câteva caracteristici și eu personal m-am lovit de aceste aspecte. Am avut însă un, să spun așa, o șansă extraordinară, fiind atâția ani în biserica din Portland, Oregon. Între timp, fratele Aurel Popescu, sigur, s-a pensionat, acum este și plecat la Domnul. A venit un alt frate pastor, fratele Nelu Brisc, un om extraordinar, care a avut o inimă foarte deschisă pentru lucrarea cu surorile. Extraordinar! Uite, am și luat o broșură de aici, am mutat-o deja, dar aveam o broșură aici, care era legată de dânsul. Fratele Brisc a văzut, nu știu, poate ar trebui să ne întrebăm pe el, cu mine personal a avut o deschidere extraordinară. Când a văzut, și noi am cerut inițial voie să ne adunăm și noi la rugăciune, grup de rugăciune, grup de nu știu ce, dar când a văzut cum progresează biserica din cauza relațiilor surorilor, dânsul a sprijinit societatea surorilor din biserica noastră într-un mod incredibil. Așa am ajuns să primesc, cum spun, subvenție pentru revistă, așa am ajuns. N-a existat odată să solicit, să zic, un fond pentru ceva și să nu-l primez în biserica din Portland. N-a existat niciodată așa ceva. Când m-am mutat în Hickory, a existat un pic de reticență, așa, ca să zic, nu știu, tot fuseseră începuturi, nu continuaseră, nu știu ce pe acolo. În fine, nu mergea foarte smooth, așa, foarte lin lucrarea cu surorile. Și mai ales că acolo și în Hickory există și o situație, și anume, ei au o regulă prin care cei nou veniți, un an de zile trebuie să stea deoparte, fără să fie implicați în leadership. Deci altfel nu au probleme, dar să nu fie implicat în leadership. Probabil au avut niște experiențe negative și i-am înțeles. Ei ne-au spus de când ne-au primit acolo și noi de-abia acum în luna mai am făcut un an de când suntem membri acolo. Însă surorile, cunoscându-mă din cadrul asociației, că am fost președintă 3 ani de zile în Asociația Baptistă Română pe America și Canada în cultul baptist, deci ele, cunoscându-mă, tot au insistat, hai ține mă, eu nu pot pentru că am rezerva asta, adică am îngrădirea asta. Și atunci m-am gândit la o treabă, să mă duc să-i cer voie pastorului și să-mi dea voie să lucrez cu ele. Nu în postură de lider, dar să fac câteva studii biblice și așa. Și am rămas foarte surprinsă de reacția pozitivă a fratelui pastor. Știți cât a fost, nu am cuvinte să spun cât a fost de drăguț și cât a fost de binevoitor și zice, lasă, nici nu te mai gândi la ceea ce am zis, mergi înainte și fă lucrarea și așa.
Și am făcut, într-adevăr, am început studiile biblice cu femeile. Vreau să de ce spun toate lucrurile astea? Ca să arăt diferența dintre felul, cât de mare diferență face felul în care noi, femeile, abordăm lucrarea noastră. Deci, cum zic, am ajuns în Hicorii în niciun an de zile la postura în care fratele ne-a zis, zice, chiar mi-a zis înainte de a pleca, numai ce avusesem ceva program cu surorile în biserică, zice, duminica viitoare n-aveți program. Păi zic, nu chiar așa de des, că de-abia ieșim o dată pe lună. O, zice, în fiecare duminică dacă ieșiți, eu nu mă supăr. Deci ce vreau să spun? Lucrarea cu femeile este foarte delicată și din cauza faptului că femeile au făcut anumite greșeli. Bărbații au luat câteva versete din Biblie pe care le-au interpretat greșit și la rândul lor femeile, când li s-a dat un pic de libertate, au făcut greșeli foarte mari. Care ar fi aceste greșeli? Okay. Ca să învățăm din greșelile altora, exact. Nu ca să-i judecăm sau să le judecăm pe cele care nu este niciun au făcut ceva. Deci, și acum, nu cred că vom ajunge să discutăm despre temperamente, dar totuși fac un pic de introducere așa. Temperamentul este zestrea noastră genetică cu care ne naștem, care efectiv este ceea ce moștenim de la părinți, de la bunici, rude chiar mai îndepărtate și așa mai departe. Dacă zestrea aceasta genetică pe care o avem și care determină de fapt temperamentul nostru, nu știm să o ținem puțin sub control, noi nu putem să o eliminăm. Aia va merge cu noi de când ne naștem și până când vom muri. Iar dacă și sunt foarte multe caracteristici negative care aparțin de zestrea genetică. Dacă noi nu vom ști să le stăpânim și să le ținem sub control, vor ieși la suprafață într-un fel și într-o manieră care va deranja pe cel de lângă noi. Exact lucrul acesta s-a întâmplat în lucrarea cu surorile. Dacă ți s-a dat, să zic așa, o posibilitate de a face anumite lucrări, că și lucrarea asta progresează în funcție de în timp, nu dintr-o dată te afli, vai de mine, avem o lucrare excelentă. Nu, progresează în timp, depinde de grupul cu care lucrezi, de grupul în care te afli, depinde de o serie întreagă de lucruri. Și atunci, dacă, de exemplu, să zic așa o formulă populară, în clipa în care ți s-a oferit un deget, iei toată mâna, și anume, și o spun direct pe șleau, în loc să trăiești după principiile biblice, să-ți organizezi orice fel de lucrare, și am sfătuit întotdeauna femeile, nu inițiați nici un fel de lucrare dacă nu are o bază biblică. Ei, dacă începi și, să zic așa, te ridici și te duci cu gura mare la pastor, noi vrem cu tare, noi vrem cu tare, noi facem cu tare, noi dregem cu tare, nu obții niciun rezultat, așa cum se întâmplă și în familie. Hai să fim sincere. Dacă te duci cu gura mare la soț, ce ai obținut? Nimica, nu? Dacă te duci ca o femeie creștină la soțul tău și îi spui ceea ce te doare sau ceea ce dorești sau ceea ce vrei să realizezi, exact așa se întâmplă și în biserică. Dacă lucrările tale sunt bazate pe Scriptură și de acolo pornești toate lucrările, dacă ceea ce spune Petru și spune podoaba voastră care să fie, nu cea exterioară. Omul ascuns al inimii. Și care este omul ascuns al inimii? Caracterul. Un caracter frumos și încă și la temperament am fi discutat aspectele astea. Ce înseamnă caracter, ce înseamnă personalitate, nu știu dacă vom ajunge acolo, e mai puțin important. Dar ceea ce cultivi în tine și ceea ce arăți, să zic așa, ca un lucru dobândit din punct de vedere creștin, și în felul acesta vor fi deciziile tale, va fi vorbirea ta, va fi tonul vorbirii tale, va fi felul în care abordezi o problemă, va fi felul în care răspunzi la o provocare, toate lucrurile astea te vor defini în fața celor care au, să zic așa, într-un fel dreptul să îți judece purtările sau să îți dirigeze direcțiile. Și aici s-au făcut greșeli foarte multe. Femeile au început, unele, nu toate, să facă tot felul de lucruri, și anume, în primul rând, rugăciunea este foarte bună. Deci este perfectă. Dar și acolo trebuie să fim foarte atente ce punem la cauze de rugăciune, că de multe ori cauzele de rugăciune ascund niște subterfugii
care nu sunt cele mai bune. Hai să ne rugăm pentru sora cu tare că nu se înțelege cu soțul. Well, problemă. Ok, problemă mare. Hai să ne organizăm noi și să mergem la ocean, nu știu pe unde, să avem o zi a femeilor. Wrong, adică rău. Nu e bine să faci. E bine să faci după ce deja lucrarea se cunoaște, nu de la început, după ce lucrarea deja se știe, după ce se știe că ai parte de un grup, biserica știe că este un grup corect, un grup care nu umblă după să se distreze, ci umblă, chiar dacă se duce și are un retreat, sunt foarte bune retreat-urile, adică ieșirile cu femeile, dar să știi cum le organizezi. De exemplu, ieșirile la Mamaia sunt ieșiri foarte bune. Deci ele au un scop precis, un scop spiritual. Când ieși să faci... Dau un exemplu. Cunosc un grup care tare m-a agasat așa și nu știu de ce gândesc ele în felul ăsta. Fac ieșiri, de câte ori termină un curs, fac ieșiri, ok, undeva în afara orașului și stau overnight, adică peste noapte și așa. Și ce fac? Se îmbracă cu tot felul de costume de epocă, cu tot felul de păle. Măi, zic, le-am spus, eu nu m-am dus niciodată la așa ceva. Nu este pentru voi, cu toate că eu le-am ținut cursurile, parte din ele. Nu este pentru femeile creștine așa ceva. Voi investiți, dacă vreți să faceți ceva, o încheiere de curs, chemați niște prietene de-a voastre care sunt necreștine și spuneți-le, fiecare faceți o mărturie din ce ați învățat voi din cursul respectiv. Eventual, tratați-o pe femeia asta, invitați-o pe gratis și efectul vostru va fi mult mai mare. Deci, anumite aspecte care spun gura mică, o repet încă o dată, atenție la orice decizie ei, atenție la felul în care îi tratezi pe bărbați, ei sunt foarte delicați și sensibili la treaba asta și dacă toate acestea le vei controla și le vei face pe principii biblice, vei avea un succes și lucrarea va urca. Da. Dumnezeu să ajute. Amin. Că, amin. Într-adevăr, da. Oștirea femeilor aducătoare de vești bune, da. Prin ceea ce fac și prin ceea ce zic, da. Să fie fără număr. Exact. Și exact. Să cuprindă cât mai multe femei din generația noastră, eu da. Asta îmi doresc. Da, și să atingă profunzimile noastre spirituale, pentru că altfel îți spun, e zarpă fără ispravă. Haideți să ne referim un pic și la materialele care la le-ați studii. Adus aici da. Și care fac parte tot din această lucrare frumoasă a femeilor. E foarte adevărat. Studiile biblice sunt, cum am spus, una din pasiunile mele și nu cred că mă aflu vreodată în viața mea când să nu lucrez la vreun studiu biblic. Felul în care le inițiez se referă întotdeauna la... Așa cum am spus și înainte, în cadrul revistei, la nevoile pe care le văd în jurul meu. Mă mai consult cu cine văd că este pornit pe direcția de a face studii biblice, ce vezi că ar fi nevoie, ce crezi că nu este nevoie, mă rog, și așa demarez studiile biblice. Studiul pe care îl vezi acolo, cartea aceea rozacee, este studiul Integritatea. Conține 10 studii biblice, da, care, da, poți să o arăți, conține 10 studii biblice care sunt interesante pentru că conțin, fiecare dintre ele conțin principii creștine care trebuie avute în minte și nu numai avute în minte, ci cunoscute în profunzimea lor și trăite. Uite, te uiți pe acolo și vezi, am să-ți spun eu câteva dintre titlurile pe care le-am tratat acolo. Da. Foarte interesante. Sunt 10 lecții foarte interesante. Le-am menționat cuiva seara trecută că m-a invitat la o biserică aici în Cluj pentru mâine seară să țin o lecție cu ele și exact din studiile astea am menționat cam ce studiam și și-a ales una, zice, chiar și-a ales adevăr și minciună. Zice, mă gândesc cât de ușor ne alunecă mintea să spunem lucruri care nu sunt reale sau, știu eu, poate uneori mințim cu bună știință sau vrem să exagerăm în ceva.
Și nu ne dăm seama și am zis, da, este foarte adevărat și când am făcut studiul ăsta, că mi l-am amintit, nu știu dacă l-ai chiar în fața ta, da. Am menționat acolo câteva lucruri și anume lucruri la care probabil ne gândim mai puțin și anume impactul pe care minciuna noastră, un neadevăr, să zic așa, spus, îl poate avea asupra celor din jurul nostru. Dacă spunem, voi spune un neadevăr despre tine, aș vrea ca toți cei care spun un neadevăr să cunoască impactul pe care acel neadevăr spus l-a avut asupra ta. Tu vei putea să faci o mărturie despre asta. Poate că tu ai suferit din cauza asta. Poate ai avut niște consecințe care s-au extins foarte mult în afara momentului respectiv. Ți-a spus ceva, am mințit la cineva despre tine, dar capitolul s-a încheiat. De fapt, minciuna are picioare foarte lungi. Foarte lungi. Deci tot ceea ce discut în cursul acesta care poartă numele de integritate cuprinde exact aceste principii biblice care neapărat aș dori să le fac cunoscute prin profunzimea lor. E foarte ușor. Am o lecție, de exemplu, cinstește trupul sau respectă trupul. Măi, cum nu mi-l respect, doar mi-l spăl, mi-l aranjez, mă îmbrac ca lumea, nu știu ce. E foarte adevărat că faci lucrul acesta. Îți amintești vreodată însă că trupul tău este, cum spune Scriptura, templul Duhului Sfânt. În clipa în care conștientizezi așa ceva, deja se schimbă absolut toată interacția ta cu trupul tău. Și dacă este templul Duhului Sfânt și realizezi că, de fapt, înfățișarea mea are mai puțină importanță, haina asta pe care o port, pe care am dat bani mult sau puțin, sau știu eu, are mai puțină importanță, atunci mă gândesc ce anume trebuie să cultiv în templul acesta. Deci sunt lucruri așa foarte profunde, interesante. Sau practicarea autocontrolului. Iarăși o lecție de acolo. E interesant de știut că autocontrolul are o putere foarte mare asupra noastră. Face diferența dintre viață și moarte, aș zice. Alegerile pe care le facem sunt alegeri care ne vor direcționa pe căi spre Domnul sau spre tărâmul mișcător al celui rău. Deci, cam asta cuprinde. Mi se pare un curs de foarte mare actualitate. Dumneavoastră ați plecat din România într-o situație politică, acum este altă situație politică. Da. Putem zice lucrurilor pe nume, dar din păcate încă nu s-a rezolvat problema integrității. Bucuria mea este că atunci când călătoresc la anumite evenimente de femei, am întâlnit în ultima perioadă femei care sunt organizate în rețele de rugăciune și care se roagă pentru țară, pentru schimbarea mentalității. Și nu vreau să intru acum în subiecte politice, dar consider o foarte mare încurajare. Trăind într-o lume în care întunericul este promovat și cel care nu spune adevărul are mai mult decât cel care nu se compromite, e foarte potrivit pentru generația asta a libertății de a face ce vrea, nu neapărat de a face bine. Da, e un timp în care, interesant că la început m-ai întrebat despre ce cred acum despre România. Aceste aspecte mă întristează, bineînțeles, aspecte negative și în special implicațiile morale, implicațiile, să zic așa, etice, deci toate acestea pe care le văd și nu vreau să spun nume, nu menționez lucrurile astea și nu ne referim la nimeni în mod special, dar într-adevăr, până nu vom înțelege ce înseamnă din punct de vedere al Scripturii tratarea acestor adevăruri, va fi foarte greu să ne transformăm efectiv viețile. Și m-aș bucura ca cine aude emisiunea asta să mă contacteze ca să pot, nu costă bani cursul ăsta, vreau să spun pentru toată lumea, chiar sunt dispusă să merg să țin câte o lecție, două, să le strânesc curiozitatea
și să le dau câte un CD-ul din ăsta cu lecțiile și ele să și le poată multiplica sau ei, că sunt bune. Mie îmi spunea un frate pastor la care, la biserica căruia deja, la femei, bineînțeles, s-a ținut, s-au ținut cursurile astea, zice: Aurelia, să știi că mă bucur să spun că astea subiectele predicilor mele. Zic: mă bucur foarte mult, asta este o bucurie pentru mine. În orice caz, a spune adevărul în ziua de astăzi, când a spune o minciună te face atât de popular, că ăsta este adevărul, a spune adevărul înseamnă, de fapt, a-ți lua un risc extraordinar, înseamnă a, cumva, parcă, nu știu, ca și a te izola de restul lumii, și trebuie să ții riscul ăsta dacă vrei să fii pe placul Domnului. Dar mai valoros decât orice este prezența Domnului în viața noastră. Absolut. Și așa cum spunea David, sfinții care sunt în țară, oamenii sunt neprihăniți, sunt toată plăcerea mea. Și atunci, în momentul în care ești dispus să faci acel sacrificiu, te alături mulțimii de oameni sfinți, și Ilie credea la un moment dat că a rămas doar el singur, până când Domnul a venit și a spus că mai sunt încă 70 pe care i-am păstrat. Da. Și vom descoperi că sunt oameni a lui Dumnezeu în orice... Absolut. Dar marea majoritate, cred că educația totuși este, are un rol extraordinar de important, educația creștină mă refer. Și de aceea insist și doresc neapărat să popularizez cursurile astea și nu le-am publicat. Cum vezi, cartea aceea a apărut, am publicat-o în 100 de exemplare cu ani în urmă și scrie pe ea 2009, mi se pare, și pentru că am fost responsabilă pentru o bună perioadă de timp în cadrul asociației din America, Asociației Surorilor, am dat la fiecare biserică câte o carte de felul ăsta și am zis: fetelor, uitați-vă la ele, studiați-le, vedeți ce puteți prinde din ele, eu nu pot să ajung peste tot, dar cartea poate să vă servească. Și am fost bucuroasă că multe dintre societățile surorilor din bisericile baptiste, chiar și biserici penticostale cu care m-am mai cunoscut și așa, au luat aceste studii și le-au ținut. Încă numai un lucru vreau să menționez. Aprofundarea în cuvântul lui Dumnezeu este extraordinară. Cu fetele din Hicori, cum spun că am început lucrarea cu surorile și sunt foarte, foarte mulțumită de impactul pe care l-a avut asupra întregii biserici și este incredibil cât de mult a impresionat pe bărbați lucrarea noastră în final. Din studiile acestea, din primul studiu, care este ce ar fi făcut Domnul Iisus Hristos în locul meu și de ce am făcut studiul acela, am zis: hai să vedem câteva ipostaze în care suntem puse în situații în viață și să vedem cum am reacționat, că întrebarea asta se ridică: oare ce să fac în cazul respectiv? Uite, sunt pus în situația. Răspunsul este: gândește-te ce ar fi făcut Domnul Iisus Hristos. Și din primul studiu, care este ăsta despre care vorbesc, am făcut cu fetele din Hicori 10 studii. Exact, numai pe un singur de 10 studiu. Întâlniri pe această temă. Și atunci am elaborat și am discutat puțin și m-am gândit eu, nu mai intru în amănuntele alea, ce anume am discutat, dar am stat și m-am gândit, când aprofundez cuvântul lui Dumnezeu și viața Domnului Iisus Hristos și comunicarea, mesajul pe care a încercat să ne-l comunice prin prezența lui pe pământ, extraordinar, te potmolește aproape în cât eu un subiect de felul ăsta. Deci asta am vrut să spun. Acest curs poate fi pus la dispoziția doritorilor? Absolut. Probabil în format electronic și să și-l tipărească ei dacă vor să studieze. Electronic sau le pot trimite un CD-ul cu cursul respectiv. Dacă există dorință, pot și eu chiar să merg să mă contacteze. Deci e-mailul meu cred că poate să fie pus. Îl putem afișa, da? Exact. Și cu multă plăcere, atâta vreme cât sunt în România, în America am un alt tip de advertising, adică de comunicare cu bisericile, dar și aici în România, pentru că stau mult, cu multă plăcere voi face serviciul ăsta pentru oricine, orice biserică sau societate de femei sau așa. Mulțumim pentru disponibilitate. Sigur. Și
Ne bucurăm că Dumnezeu pregătește astfel de lucrători de dragul poporului său și a familiei sale. Aș vrea doar să enumerați alte două sau mai multe cursuri pe care știu că sunteți disponibile să le țineți în perioada asta. De două știu că le țineți deja acest sezon. Cele două pe care le țin acum, unul îl țin în Biserica din Deva, Biserica Baptistă Sfânta Treime din Deva, cu un grup de surori, și este vorba de cursul de recuperare în caz de doliu. Ce s-a întâmplat? Anul trecut, când am venit aici în România, am vizitat tot așa foarte multe locuri, societăți ale surorilor, deci cu lecții, cu tot ce. Și la un moment dat mi se relatează următoarea situație, și anume, zice, uite, la noi în oraș este un caz, era recent, o săptămână, două în urmă se întâmplase. Era vorba de doi soți pensionari, amândoi, cred că ingineri erau amândoi de meserie, lucrau într-o arie minieră și ei se pensionează mai repede. Erau deci undeva, să zic, în jur de 60 de ani, probabil. Soția a făcut un cancer de sân, a fost operată, a trecut prin toate tratamentele, radioterapie, tot ce a fost, dar era bolnavă, sigur, era în pat, stătea acolo. Soțul s-a simțit cam rău, cu ochii nu vedea, s-a dus la doctor, zice, doctorul foarte blant așa îi spune, zice, dragul meu, ai glaucoma, care este o afecțiune destul de gravă a ochilor, și zice, să te aștepți că în curând îți vei pierde vederea. Omul a rămas așa blocat cumva și zice, s-a gândit în el însuși așa, nevasta bolnavă de cancer, eu îmi pierd vederea, un copil aveau nu știu pe unde, ce o să fac? A urcat în podul casei și s-a spânzurat. Deci, efectiv, s-a sinucis. Și femeile astea îmi spuneau acum, zice, și eu le-am spus, nu erau creștini, deci erau din oraș așa. Și eu le-am spus, măi, că eram la o biserică, voi ați încercat să vă apropiați de femeia asta, vă dați voi seama în ce stare se află această femeie, pentru că e o stare foarte dificilă, nu? Tu bolnavă, el mort în felul ăsta, după o viață de căsnicie și așa, apropiați-vă, mai ales că în astfel de situații, și acum mă aflu în domeniul ăsta de cursul pentru recuperarea celor îndoliați, în domeniul ăsta când se întâmplă cu cineva ceva de manieră asta, să piardă pe cineva drag, este mult mai deschis la cuvânt și este foarte vulnerabil și te poți apropia de el mult mai mult decât atunci când se află pe metereze. Când e sus, greu ajungi la nasul cuiva, dar când se află în situații din astea, zic, mă, voi v-ați dus, sunteți creștine, sunteți, unele ați fost colege cu ei de serviciu și așa, pe ce ne-am fi dus, dar nu sunt nici de ai noștri și ce să le zicem. Și nu știm ce, nu să, știm le zicem. Ce să le zicem. Exact asta a fost the bottom line, a zice, punctul de bază. Zice, nu știm ce să le zicem. Și ideea asta, spun Rodica dragă, m-a determinat și am zis, voi merge acasă și voi face un curs de felul ăsta. Și este exact ceea ce am făcut. Ceea ce vezi aici, astea trei flyere, da, o să le iau eu, ți le dau și ție pe urmă. Deci, astea sunt modul, și de fapt este modul în care eu prezint un studiu biblic. Deja am avut trei lecții cu femeile astea din grupul de recuperare și am rămas surprinsă de unde mi-am dat seama de importanța acestui curs. Este din ceea ce am primit înapoi din comunicarea din partea lor, precum și din colaborarea. Este un curs interactiv, știi? Deci nu e numai eu vorbesc și nu știu ce, ci este interacțional. Și atunci și ele vin și îmi spun, uite, situația cu tare și cu tare, am avut cazul cu tare și cu tare. Când a murit tata, am simțit așa, așa, așa. Când a murit soțul meu, așa, așa, așa. Și lucrurile astea, și cu fiecare lecție, le dau câte un flyer din ăsta pe care îl vezi aici. Și unul dintre cuvintele pe care li le-am recomandat să le spună acestor oameni care sunt disperați, ca să zic așa, este, spuneți-le cuvântul ăsta al Domnului Iisus, dar îndrăsniți, căci eu am biruit lumea. Ok? Sau mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc acolo unde să fiți voi, unde să fiu eu, să fiți și voi. Și astea sunt cuvinte pline de încurajare. Spune că văd că vrei să spui ceva.
Nu încă, nu vreau încă. Să vă întrerup. Okay. Da. Deci, de asemenea, cursul ăsta, extraordinar de bun curs, în opinia mea, nu l-am completat încă de tot, dar am luat câteva interviuri și mi-au scris, unii alții mi-au dat interviuri directe despre felul în care ei s-au recuperat și pentru mine asta a fost foarte important. Cum te recuperezi când, cum anume te descurci când soția ți-a murit, ai rămas cu un copil de 10 ani, cu o fetiță de 8 ani, tu ai 38 de ani, cum anume progresezi înainte? Îmi spunea fratele ăsta, chiar un frate din Hicori, zice, am decis să nu mă mai căsătoresc niciodată. Nu, eram așa, mă rog, și confuz și așa cum a fost. Chiar în Hicori a murit soția lui, a murit de cancer. Și primul lucru, zice, pe care l-am făcut a fost să-mi iau copiii cu mine în dormitor. Din seara mormântării, zice, copiii mei, din seara când a murit soția mea, copiii mei au dormit cu mine efectiv în dormitor. Ne-am rugat împreună, au crescut cu mine, dar la un moment dat s-a întâmplat un incident și anume, fetița era cea mai mică și s-a întâmplat ceva, o discuție între tată și fiică, adică nu-ți cumpăra aia, nu te îmbrăca așa, știu, ceva de maniera asta. Și fata plângând și toate emoțiile alea, că sunt o mulțime de emoții interioare, le descriu eu parțial în curs, dar nu avem timp să vorbim de ele. Fata îi spune, zice, tată, ești cel mai bun tată din lume, dar mamă nu vei putea să-mi fii niciodată. Și omul ăsta mi-a povestit, e tânăr, așa cum ai de vârstă cu fiica mea, vreo 45 de ani are, e recăsătorit acum. Omul ăsta mi-a spus, zice, Aurelia, a fost momentul în care mi-am hotărât să mă recăsătoresc. Deci sunt momente, și într-adevăr s-a recăsătorit cu o fată foarte bună, foarte drăguță, ea nu mai fusese căsătorită, un copil de vreo 5-6 ani acum. Deci vreau să spun, cursul ăsta îți... Mulți ajung să stagneze pe calea recuperării. Cursul ăsta te va învăța anumite metode. Ce să faci când vin sărbătorile? E atât de greu. Primul Crăciun, primele Paște, prima aniversare, când nu mai e cu tine, ce faci? Sunt foarte grele. Mi-ar place mult, într-o altă ediție, să vorbim în detaliu despre cursul de doliu. Ar fi minunat. Și într-una despre temperamente. Știu că este un alt curs. Foarte acum, bine. Pentru că timpul a expirat și deja am depășit deja, aș vrea să vă fac o dedicație. Mulțumesc! Din Daniel, capitolul 12 cu versetul 3, poate știți deja ce scrie acolo, dar mi-ar place să citesc versetul. Okay. Și spune așa, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și asta e pentru toți cei care doresc să se îmbibe cu cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Da. Așa vă doresc să străluciți Mulțumesc. În continuare și să învățați din ce în ce mai mulți Mulțumesc. Să umble pe calea Mulțumesc. Plăcută lui Dumnezeu. Este minunat. Mulțumesc, Rodica, încă o dată. Apreciez că m-ai invitat. Și fie ca tot ceea ce s-a vorbit aici să fie spre slava Domnului în primul rând și apoi spre învățătura celor din jurul nostru. Dumnezeu să ajute! Amin! Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun pentru că timpul alocat emisiunii noastre s-a scurs așa de repede în prezența unei invitate atât de deschise și cu atât de multe lucruri în suflet adunate pentru noi, în special pentru noi, pentru femei. Vă aștept săptămâna viitoare la o nouă ediție să ne bucurăm împreună. Fiți binecuvântați și să ne vedem cu bine! O emisiune sponsorizată de Matero.